Nici cel mai optimist fan al pandurilor nu putea să prevadă un astfel de parcurs al echipei. Cu numai trei runde înaintea gongului final, trupa lui Pusta ocupă locul 2, la două puncte în fața urmăritoarelor Petrolul și Astra. Dinamo este deja la șase puncte în spatele pandurilor, așa că gorjenii știu aproape sigur că vor termina în primele patru. Obiectivul este însă locul 2, care aduce 3,2 milioane de euro din drepturile TV, cu 180.000 de euro mai mult ca locul 3 și cu 360.000 mai mult ca locul 4. Nici la, la 3-1 nu, nu am stat liniștit, că v-am zis, a fost un meci pe contră. Dar, spre bucuria noastră, am obținut cele 3 puncte, am ajuns la 59 și, coroborat cu celelalte rezultate, suntem pe locul 2. Ca să prindă un titlu de vicecampion, gorjenii trebuie să treacă de hopurile numite Brașov, Chiajna și Astra. Pandurii sunt convinși că meciul de sâmbătă cu Brașov de pe teren propriu va fi decisiv. Noi, în general, pe teren propriu am jucat bine și am reușit să obținem punctele puse în joc și dacă reușim să trecem de această barieră de, de 60 de puncte, cred că avem șanse să zicem după meciul cu Brașov, dacă vom obține punctaj maxim, că suntem în Europa. Da. Dacă vom reuși să fructificăm sâmbătă cu Brașovul, lucrurile sunt sigure. Până atunci, mai e. Dacă petrolul și Astra ajung în finala cupei, atunci și locul 4 va merge sigur în Europa League. Dintre toate candidatele la Europa, pandurii au cel mai ușor program până la finele sezonului.